O pisică a demonstrat că are 9 vieți și a reușit să se salveze dintr-o clădire aflată în flăcări în New York. Animalul a sărit de la etaj chiar în mâinile salvatorilor care o așteptau jos. Ea încerca să scape de focul pus intenționat de un bărbat căutat de poliție. Într-o primă fază, pisica pare să ezite să sară de la etaj, cel puțin până când flăcările au devenit prea puternice, arzându-i și o parte a cozii. Într-un final, ea sare în mâinile salvatorilor, iar de acolo fuge. Ulterior, felina a fost prinsă și dusă la o examinare medicală. Flăcările de care pisica a scăpat fusese răpuse intenționat de un bărbat care se baricadase în clădire și care era căutat de poliție pentru violențe domestice. La momentul în care bărbatul a cauzat incendiul, înăuntru se mai aflau și doi copii, care au fost însă salvați de pompieri. În cele din urmă, și bărbatul responsabil pentru incendiu a fost arestat.